Acum la început ar trebui să fac nebuni în alea de montaj la început, că ce se întâmplă în videoclip, că vai, raid, că dăm, că luăm, că nu știu ce. Poate data viitoare. Vreau să-mi spuneți în comentarii dacă vreți să pun montaje pentru început, ce o să fie în videoclip. Sau poate dacă o să fac două părți, ce s-a întâmplat înainte și după ce o se întâmplă în videoclip. Mai pe scurt o să dau câteva raiduri online. Nu, stai. Online, offline, o să vină și la Counter. Și după iau și primești și raidul acela online de la ăia 10. Deci, știu că poate la început o să pară puțin plictisitor, că mai mutăm de loot, mai are nebunii în alea. Știu că am primit multe comentarii că vreți să vedeți mai mult, mai mult, mai mult, știți? Și am încercat să nu tai așa de mult, să las aproximativ mai multe chestii încât să le vedeți, nu să mă teleportez acum brusc, bam, 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 știi? Adică să aibă măcar o logică, una cu alta, relativ, am încercat, încerc, na, o să evoluez cu timpul. Vreau să-mi spuneți dacă v-a plăcut videoclipul și chestii de genul. Dacă trebuie editat altfel la început, de asta am spus să pun secvențe și chestii. Oricum o să vedeți, eu sper că o să vă placă videoclipul. Așa că ce pot să zic? Vizionare plăcută. Vizionare plăcută. Vă aștept la final de videoclip. Da, era să uit, deci chiar e foarte important că după iar o să lăsați comentarii și... Na, hai că trec direct la subiect. Știți că vocea mea nu se auzea de episodul trecut, videoclipul trecut. În curând, nu știu la ce parte, că e cu un sfert, jumate, nu se audă nici cu echipierii de pe Discord. Știu că mi-a spus da, să fac și cu vocea mea și cu etc., dar astea deja le-am avut filmate. O să ajungă și la cred că următorul videoclip, dacă nu mă înșel. Cred că o să mi-auziți vocea pe filmare. Filmasem atunci, nu știam ce să fac, să mă mut pe engleză, română și na, am filmat fără voce, asta e toată chestia ca să înțelegeți. Deci ar trebui că următorul videoclip cred că să remediez problema asta. Oricum mai am niște filmări la fel fără voce. Oricum, vedeți, scuze că v-am ținut destul de mult. La pătrat, nu? Dar aici mergea un half full de la și pus deasupra. Metal, am pus doar metal. Uite, băi, uite-le ce în fața mea. După garduri, a fost gard acum. Se vede prea mare numele. Nu, 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 la mine nu apar player. Aaaa, în fața ușii era alt.
Și are... Lasă-mi pe misiune. Vin player cu kit-uri din 220 haze. Haze și cu kit. Vine cu aia. Da, cap, două capuri are. Au trecut dreapta, da. În spatele nostru, baza. Păi, are dat ăștia. Da. Spamează, nu știu, zic că dau rău să mă ascultă. Mamă, ce schemă ai făcut aici? Ia-l în brațe, ia-mă în brațe. Dar nu știu dacă m-a văzut aia. Păi ce să fac? Eu n-am nicio armă, eu n-am nimic. Păi dacă începe cazul cu explovin ăștia. Nu mă uiți după băieții ce dacă vin careu. Bă, ăla era. Coiță, e garaj aici. A, bă, nu. Și am ajuns la ușa de intrare, să-mi bap. Da, hai să dăm sos ai la asta. Pluiștini, mă gândesc. Dar mă, eu stăsă aici asta coboră cu jocul. Da, e pe acoperiș. Da, e că am luat-o pe partea greșită. Nu comprende. Ei, auzim dacă vor să sară. Nu știu. Eu zic să treci în partea, să o iei. Să știi ce face lagul ăsta.
Filmează-mă ca să mă pui pe Discord să iau banii aia. Și tu să zici... Da, pe aia. Tu să zici acolo, 2-3 dimi, ca să se audă că e online. Da. Am încărcat și să se încărcă. Mamă. Stai că nu văd punctul. Trei HP. Băi, ești prost, nu te dau la dinții. Unde s-a... Acum. Unde s-a caurile, bă? Da, cu... Ce-o mai au altă bază? S-au distrat până au pierdut tot. Piatră, nimic ou. Ăștia care erau cu el aici erau... De așa. Ăsta, deasupra ta, deasupra ta. Nu, nu acolo, nu acolo, deasupra ta acolo. Bă, dar nu mai apare ăsta și a schimbat numele. Da, da, cred că cam atât. Era punct 77 absolut, punct 77 nu știu cum, pula mea. Eu nu știu, mai 3 rachet, 4 rachet. A, da, nu e. Nu e nimeni aici. Știu, știu că e putut atât, dar aici o să fie apă mare. Luați-o... Mă uit eu, mă uit eu, rămâne tot. Bine, ați sar și... Bata jos, mă, foaie. M-am dat jos. Vezi ca mine în ghiozan, nici te fac. Ei... Am prins titan! A fugit, are două hituri, dar... Mamă, păi... Două ca prins titan! Uite! Bă, are cot, păi, are vezi care cot! Nu, dar mi-a dat... Două ca prins titan! Mie două, instant! Dar și până am urmă... Ia, puci, plecați, pleacă, da, dacă ai spre mine, că te simți spre mine să vii. E ghiozdanul, ghiozdanul e mai important, ce e mai important, e ghiozdanul. E un apă. Mi-am luat el line în spate. Pula mea că nu-l văd. Mai pe colț. Mai pe colț acolo, de bordura aia, e un sar. Trebuie să fie unul mort acolo. Trage unul sar cu el. Un.
Ești pe bază, Ken? Nu pe bază, ești vin jos. Păi, dar la altul tot să-ți fie jos, să-ți văd după la asta. Dar cu multe meduri. Lutează-mi să acolo, îngeți chestii. N-am garduri. Uite. În spate, mă, m-a dat direct down. Stai aici? Tot uita. Da, da. Du-te aici, ultimul sar. Pe F1. Dă-mi e glanță și mai uite, știu, să ne adeaptă acum. Am făcut. Eu nu mai am glanță, X. Da, scrie. Fac că ții sus. Am 9 glanțe. 9, trebuie să mă mai fac. Afară, afară! Tu știi glanțe are? Babel Book. Dar n-avea glanțe, s-a le luat-o? Da, bă, ai dreptat să încerci tot ce am văzut, să înscriu. Nu? Sau am sărit de sus. Nu i-a dat niciun hit? Altul mai departe. M-am văzut unul la gard eu. Da, da, la gard unde l-ai bătut pe la primul. L-ai bătut pe ăla cu Lanstor, nu? Bă, să-l ajut, nu? Craftează, craftează, nu? Uite-l cu Tommy aici. Dodge. Cred că asta a fost de acum. S-auză. Faci tu. Bă. Faceți tu ce, vă rog. Eu am ușa, am ușa. Dă-mi autorizație, repede. Nu. Hai, că mergem. Păi las voi, că rămân aici afară. Eu sunt full. Am. Da, intră și tu dacă e, sau... Ești... Dar să nu fie la baza noastră. Mai vreau că să nu fie nimic. Ha. Hai zi. Păi n-am mai văzut cum e de ani.
Ai gardul, da? Vezi gardul. Ce prin spate? Am ieșit, am ieșit. Drum, da, știu, știu. Am pus gard eu, am pus jar. Am pus gard. M-a dat down-ul pe zid cu aia, down-ul. Ceaz la mine? Oh, wow. La baza lor. Vine Dac, vine Dac si luteaza dupa astia. N-am taina. N-am pat afară. Pune-o rând. Ai una? Da, trebuie sa luam. Sunt doi, sunt doi. Ce? Eu m-am dat dreptul. Eu sunt dat trei. A murit, bă. Mamă, cum pula mea a apărut aia acolo? Mamă mie. Și pe mine o să mă omoare curând. Tu stai acolo lângă, dar dacă te omoară unul de distanță poate să vină altul să luteze, ai grijă. Nu te-și ajută pe... Eu am mag mare, dar nu mai cobor. Ce era? 7-7 aia. Mai e ăla acolo. Are doar MP5 ăla. Da, eu nu cu MP5 ăla. Cred că e mort, nu știu. Da, te mor, bă, ăla în pula mea. Dacă nu și-a dat heal, trebuie să fie mort. Am dat 4 kill, că trebuie să iei down. Să bate ele și ăștia aici, ha? Vreau să-l linge? Nu. Da, e down, e down, e down.
Bun, 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 deci ce să încep să explic aici ce s-a întâmplat. În continuare, pică serverul. Deci nu știu cum s-a întâmplat fix la raid. A picat serverul, minunat! Bun, în vreo 50 minute de așteptare, dă drumul la server și se dă rollback. Pentru cei care nu știu ce înseamnă rollback-ul, adică să dă timpul înapoi. Adică poate să dea timpul înapoi ori înainte să intru în bază, ori să-l bat înainte să-l bat pe ăla, poate chiar înainte să înceapă ăștia raid-ul. Acum na, o să vedeți ce se întâmplă în continuare. Oricum am avut noroc că au venit la Counter alți vecini și că ei nu s-au pregătit cu baza de raid. Baza lor oricum este foarte aproape și am avut noroc că nu sunt toți, adică acum sunt 10 oameni de la ei. Și sunt 14 normal, pentru că cu echipele mei mai târziu o să le dea raid offline. Nici eu nu eram pe server ca să am să filmez, să vă arăt. Dar cred că dacă erau toți 14 on, cred că și dacă ar fi făcut o bază de raid fix lângă noi, cred că nu știu ce am fi putut face. Oricum, vă las în continuare să vedeți ce se întâmplă după rollback.
You're so lucky I froze. You're genuinely so lucky. Kill us all, McFly. You're so shit. Și am ajuns sau ați ajuns la final de videoclip. Știu că se termină cumva brusc videoclipul. Doar că mai am foarte, dar foarte puține videoclipuri până ajung la Mega Rai Defense. Adică când zic Mega Rai Defense, adică aproape Wipe Foundation. A să înțelegeți toată chestia asta. Și de asta vreau să vă țin în suspans. Nu vreau să zic mai mult. Deci nu vreau să zic mai multe, o să vedeți videoclipul următor. Mamă, de-abia aștept să editez. Ho-ho! Așa, bun. Știți doar, dacă v-a plăcut, lăsați like, lăsați un comentariu, poate și un share, să se audă cât mai departe de acest videoclip, na, ca știe lumea. Așa că ce pot zic? Mulțumesc și ciao, le spun data viitoare.